Hei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt câteva dintre lucrurile pe care le-am cumpărat în ultima perioadă. Vreau să ne uităm peste Emtis. Am vrut să fac un video separat de Emtis, dar nu mai apuc, așa că o să vă arăt acum toate produsele. Am acolo o plasă plină și aș vrea să le pot arunca. O să vă arăt și ce alte produse folosesc acum în schimbul celor pe care le voi arunca. Și vă mai arăt încă ceva interesant, da, o să inserez aici, în acest clip, câteva imagini de la târgul de haine ce a avut loc zilele acestea la Sibiu și de unde mi-am cumpărat ceva superb. Aici am produsele de Emtis. După cum vedeți, sunt o grămadă. Am terminat de filmat partea de Emtis și degeaba. Nu am avut destul spațiu pe telefon și nu s-a filmat absolut nimic. Așa că între timp ni s-a făcut foame și ne-am decis să cumpărăm ceva de la McDonald's. Mâncăm, după care continuăm cu video, așa cum v-am promis. O să mai aleg câteva dintre produsele de la Emtis, vi le arăt pe cele care merită să fie prezentate și apoi vă arăt ce am cumpărat de la târgul de haine Expo Tricotex Sibiu. Ai venit la produse? Uitați aici toate produsele de la Emtis. Au rămas pe jos exact așa cum le-am pus după ce le-am filmat prima dată. Haideți să vedem ce ar merita arătat. Este odată serul acesta cu niacinamide de la The Ordinary. 10% niacinamide, zinc 1%. Foarte bun produsul acesta. Îl folosesc atât dimineața cât și seara pe tenul curat. Ajută la tenul sensibil, la iritații, se vindecă foarte frumos tenul. Chiar îmi place produsul acesta și ori de câte ori se termină, îl recumpăr, îl am și acum în baie. Mai departe, aici este fondul de ten de la My Geisha. Dar nu un pic, asta e doar cutia. Să-l caut pe aici. S-a terminat. A, uite-l aici. Acesta este. Este un fond de ten foarte bun. Eu când pun rating la un fond de ten, la o cremă, la un ser, în primul rând mă uit dacă acel fond de ten este bun pentru ten sensibil, să nu irite pielea, să nu conțină parabeni, să nu conțină ulei, da? Să nu producă comedoane. Deci cam aici se învârte, să zic, ratingul meu. Din toate aceste puncte de vedere, este un fond de ten foarte bun. În ceea ce privește hidratarea, aș spune că tinde să usuce tenul, are o acoperire destul de mare și dacă aveți tenul uscat, cum îl am și eu, ar trebui să puneți o cremă mai generoasă, mai, nu știu, mai hidratantă sub el, altfel o să vă usuce tenul. În rest, mi-a plăcut foarte mult, pentru un ten mai gras, cred că este perfect. Ce ar mai fi? Îmi place foarte mult crema aceasta. Este cremă de corp eu, sau de mâini, bineînțeles, de la Zadig & Voltaire. Miroase deosebit de bine. Această cremă am pus-o aici ca să vă arăt ce folosesc acum în locul acestei creme de la Hugo Boss Alive. Aceasta este, de fapt, în categoria Emtis, este goală. Cea de la Zadig & Voltaire nu este goală.
Acum, în ce privește crema aceasta de corp, Alive, miroase bine, mi-a plăcut, a fost destul de hidratantă. N-aș alege să-mi cumpăr parfumul acesta Alive. Este un miros ok, doar pentru crema, ar zice, eu nu aș cumpăra parfumul. Bun, ce aș mai cumpăra data viitoare ar fi și acest spray de keratină. Este un spray de protecție împotriva căldurii, nivel 4 de protecție și protejează până la 230 de grade. Ce ar mai fi? Poate acest oțet de smeură, vi l-am adus destul de des în atenție. Nu vreau să mă repet prea mult, dar este aici la Emtis, am chiar două. Acesta este gol, mai am unul la baie care imediat va fi gol, iar pe acesta l-am pus să vă arăt că am achiziționat încă un astfel de oțet de zmeură, pentru că îmi place deosebit de mult. Deci, practic, ăsta e plin acum. Ce mai vreau să folosesc este acest șampon. L-am cumpărat de la Yves Rocher. S-ar putea ca și pe acesta să vi-l fi prezentat deja. L-am adus tot în această idee că va fi următorul la baie, pentru că s-a terminat acesta de la Syoss, Curls and Waves. Pe acesta l-am cumpărat în ideea de a-l folosi Patri, ea l-a vrut, dar am ajuns să-l folosim amândouă. Mi-a plăcut. Produsele Syoss, după cum ziceam, ne plac destul de mult. Să vedem ce ar mai fi de arătat. Am folosit balsam de rufe, mai multe tipuri. Acesta de la Silan, am folosit Cocolino, pe acesta îl știți la mine, îl folosesc și este preferatul meu, pot să vă zic deja de acum. Și l-am mai folosit pe acesta, tot de la Cocolino. Am spus deja, preferatul meu este Cocolino albastru deschis. De la Silan mi-a plăcut mirosul, deci și acesta a fost bun, doar că mi se pare că nu persistă atât de mult cum persistă Cocolino Blue Splash. Am avut un gel de duș de la Johnson's. Este un gel de duș pe care îl cumpăr de obicei din Jumbo. Ce ar mai fi să vă arăt? Am aici câteva rimeluri. Sunt de la Clinique. Ambele sunt de la Clinique. Rimelurile Clinique, nu știu, mie nu mi se par ceva deosebit. Au fost ok, le-am folosit. Mai departe avem acest concealer de la L'Oreal. L'Oreal True Match. Acesta a fost mult prea portocaliu pentru mine. Nu mi-a prea plăcut. Cam așa era culoarea. S-a și terminat. Pe asta nu l-aș recumpăra. Ce ar mai fi? Cafeaua. Cafeaua preferată, Lavazza. Ce am schimbat la această cafea, poate o să vă arăt în alt video. Am cumpărat boabe. Ar mai fi aici Batiste, șampon uscat. Batiste este un șampon uscat foarte bun. Eu l-am ales de data aceasta pe cel cu volum, dar este foarte bun și cel simplu. De la Estée Lauder am încercat Advanced Night Repair-ul. Foarte bun. În cantitate mare este destul de scump. Eu pe acesta l-am avut într-un calendar advent. Aș spune că merită chiar și cel în cantitate mare. Eventual când vin ceva oferte la Douglas, la Sephora, cam alea sunt momentele când merită cumpărate astfel de produse. Am mai avut ceva loțiuni hidratante de la Clinique și în rest, nu știu, masca aceasta de păr de la Elseve, Dream Long. Este ok, hidratează părul. Nu cred că aș recumpăra-o neapărat, adică nu mi-a rămas așa în minte încât să zic, wow, pe asta neapărat vreau să o cumpăr, dar e bună. În schimb, am altceva pentru păr, care aș vrea să recumpăr și nu văd acum aici unde am pus. Este un spray, îl am pe ăsta, dar mai aveam unul. Știu că vi l-am arătat, dar nu-l mai văd acum. Zahărul brun de la Lidl, iară foarte bun. Da, nu-l mai găsesc. S-a băgat sub pat. Da, uite-l aici. Aoleu! Uite-l! Asta. Cam asta ar fi. Mai aveam câteva lucruri de la Shiro. Hai să vi le arăt și pe astea repede. Am avut pentru el aceste vitamine. S-au terminat. Are în continuare
minerale și ceva calciu pentru oase. Apoi am mai avut aici ulei de pește și mai aveam ceva de la el. A, da, astea sunt. Dentastix. Astea sunt de la Mega Image. Și acum folosește altele pe care tot așa le-am avut pe aici. Uite-le și pe astea. Le-am luat pe cele de la Pedigree. Dentastix. Ok, și să vă mai arăt încă ceva și cu asta chiar încheiem. Acest iluminator de la Catrice nu mi-a plăcut. A început să-mi iasă bubițe pe față de la el. Nuanța 020, Gold Dust. Am avut speranțe că va fi ok, că va fi bine, am vrut să-l încerc, dar nu. Din păcate, trebuie să renunț la el. Vă las câteva cadre de la târgul de haine, după care revenim să vă arăt ce mi-am cumpărat eu de acolo. Ce faci, mami? Hello? Hello? Și în încheiere vreau să vă mai arăt ce am comandat de la Zara. Sunt câteva produse cosmetice aici pe care vreau să le încerc. Ia uitați. Avem un ruj. Încă un ruj. Sunt două nuanțe de roșu. Apoi avem un iluminator. Un eyeliner. Nu, scuze, ăsta e eyelinerul. Așa. Și aici avem o ustensilă de făcut ștampiluțe pe față. Și acum haideți să le deschidem și să și încercăm.
se deschide asta. Așa. Ok. Stați un pic. Și asta. A, un pic că n-am mai avut așa ceva interesant. Să descoper acum și cum se folosește. A, aoleu, am stricat. Foarte interesant sistemul. Ia să vedem. Asta e culoarea. Da. Un roșu frumos. Hai să vedem și al doilea ruj. Asta e întreg. Asta vine altfel ambalat. Asta e ok. Ia uitați. Foarte fain. Asta parcă îmi place chiar mai mult. Textura e foarte cremoasă. Drăguțe. Amândouă sunt frumoase. Acum, haideți să vedem highlighterul. Eu nu știu cum fac ei cutiile astea, dar... Așa. Wow. Haideți să vedem. Foarte fain. Haideți să vedem și cum vine. Ce textură interesantă. Cremoasă așa, ca un fond de ten aproape. Se simte foarte fain. Da, să vedem dacă îl iau așa. Să nu vă... Ce pe mână. Wow. Chiar fain asta. Super. Bine. Eyelinerul. Avem și patron de schimb, probabil. Să vedem dacă are unul înăuntru. Nu, nu are. Asta trebuie pus. Haideți să mai deschid repede și această ștampiluță. Repede, de la Zara nu putem deschide nimic repede. Așa arată. Este un plastic și avem trei forme aici, plus marginile care se pot folosi și ele. Așa arată rujul de la Zara în nuanța ST616. Acesta. Foarte fain. Îmi place. Hai să vedem acum și cât de rezistent e. Clar nu e rezistent la transfer. Așa pe buze rămâne fain. Chiar dacă îl șterg. Da, clar se ia, doar că ce rămâne pe buze arată foarte bine. Foarte cremos. Ia să vedem și aici. Da, se întinde. Clar se întinde. Dacă vreți un ruj rezistent la transfer, nu e acesta rujul potrivit. Dacă vreți un ruj cremos care să se simtă foarte plăcut pe buze,
puteți să-l cumpărați, e perfect. Ok, aceasta a fost tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să-i dați un like, să dați subscribe canalului meu, pentru că voi posta foarte curând un următor clip. Pa! Hei, Shiro, ce faci, mă? Adormi imediat.